Bun venit în satul Cucuruzu din comuna Răsuceni, județul Giurgiu. Este o urbe în care mai trăiesc puțin peste 800 de oameni. În inima Bărăganului, la peste 2000 de kilometri de Bruxelles, oamenii duc o viață simplă. N-avem noi zone din astea. Ia lasă gura, băi. Noi nu avem zone din astea cum e la Bucovina, cum e nu știu unde... Să vină turiști în alte țări. Suntem în cârciuma satului, pe care o găsim închisă, dar nu fără clienți. Îți dai seama ce frumos este acum? Atea sticle, trei ingeți, gata, ăștia sunt. Dar câte sticle sunt așa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Mă rog, le-au lăsat aici să fie. Băi, am băut și noi câte o bere, două. Astăzi s-au numărat berile, în curând se vor număra voturile. Până atunci încercăm să vedem cum e percepută politica europeană pe ulițele din Cucuruzu. Știți ce vreau să vă întreb? Dacă ați fi avut în față un europarlamentar care candidează anul ăsta, ce i-ați transmite? Ce i-ați zice? Bă, ce să-i transmit la europarlamentar? Să aibă grijă de populația țării, să aibă grijă ce vorbește acolo, la... europarlamentari acolo, așa, la Uniunea Europeană. Din ce ați văzut așa, din ăștia care au fost, au fost băi, oameni care să ia pere pe români, pe, nu sunt de la niciun partid, sunt de la o televiziune. Acum a venit să luați apă. Fără canalizare sau apă curentă și cu fântâna din curte secată, așa trăiesc foarte mulți români în sute de sate de pe teritoriul țării. Dezastrul apare inclusiv în statisticile oficiale. Aproximativ 70% dintre localități nu sunt racordate la rețeaua de gaz, iar în rural, abia puțin peste 15% dintre localități au rețea de canalizare. Nu e mai bine nici când vorbim de asistență medicală, iar Cucuruzu e un exemplu concludent în acest sens. Dispensarul din sat n-are medic, iar cel mai apropiat spital de urgență e la peste 30 de kilometri distanță, în orașul reședință de județ. Ce proiecte, planuri europene ar fi benefice pentru o viață mai bună în mediul rural, aici la dumneavoastră? Ce lipsește? Ce să lipsească? Dispensar. Nu aveți dispensar. Avem dispensar, dar păcat de el. Nu e doctor, nu e asistentă, nu e nimic aici la... Păcat de dispensarul ăla cât e de mare, mamă. Cu fonduri europene s-ar putea rezolva dispensarul. Ar fi bine. Dar ce opinie aveți despre Uniunea Europeană? Cum adică? Cum ar putea Uniunea Europeană să ajute comunitățile mici și ce știu oamenii despre fondurile europene? Ce vă lipsește? Nu sunt gaze, nu sunt... S-ar putea face cu fonduri europene? Păi s-ar putea să facă cu fonduri europene. În contextul ăsta voiam să vă întreb cât de importantă vi se pare Uniunea Europeană? Păi Uniunea Europeană e importantă să fie, că ne-a sărăcit. Ne-a dat banii ăștia și ne-a sărăcit. Ne-a luat fabrici, ne-a luat uzine, ne-a luat tot. Altceva ce ne-a făcut Uniunea Europeană? Nimic. Nu dau seama. Și totuși așteptăm fondurile europene. Așteptăm, pe ne, cu asta ne momește. Ne dă niște bani și ne ia pe altă parte. Îmi pare rău că spun asta. Noi. România a luat ce a fost mai prost de la Uniunea Europeană. Ce a fost cel mai prost noi am luat. Este unul dintre cele mai bune lucruri care s-a putut întâmpla, faptul că am aderat la Uniunea Europeană. Ne-a ajutat foarte mult și ne va ajuta în continuare faptul că suntem și să sperăm că vom rămâne în Uniunea Europeană. Atât economic, cât și din toate punctele de vedere. Însă un accent pe educație. Cu cât se investește mai mult în școli, cu atât vor exista mai medici mai pregătiți, vor exista pentru fiecare, mă rog, meserie în parte, vor fi mai pregătiți pentru societatea asta care ne pune diferite probleme. Cum e viața în Cucuruzu? Sărăcie. Sărăcie multă, a? Sărăcie și pustietate. România a pierdut cel puțin 1 milion de oameni între cele două recensăminte din 2011 și 2021. Comuna Răsuceni, din care face parte și satul Cucuruzu, nu face excepție. A pierdut aproape 20% din populație. Alexandru e unul dintre puținii tineri care mai trăiesc aici. Așa promite mult că face. Zice că face, că drege
și bagă la ei buzunarul, așa și el un Audi A6. Oamenii sunt așteptați la urne anul acesta. Teoretic, votul lor ar trebui să le schimbe destinul. Dacă ați avea un parlamentar în fața ochilor, ce ea se transmite ca viața? Nimic, oricum nu te bagă în seamă. Ei oricum fac ce știu și ce vor. Se va schimba ceva după alegeri, nu. Că e un an electoral important. Nu. O să mergeți la vot? O să mergeți să votați? Votez de unde e. În caz de mână, ești la vot? Te duci la vot? Ce să mă duc să votez? Câinii? Nu mai votez, șefule, că n-are rost. N-am făcut nimic pentru țară. Perspective de viitor? Viitor. Viitor s-a dus dracu viitorul.